și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe I. Mă bucur că sunteți alături de noi în această seară. Unii dintre dumneavoastră probabil Facebook-ul. Ați văzut postarea de astăzi care a anunțat subiectul emisiunii pentru ceilalți care sunt destui. Am să fac prezentarea subiectului și a invitatului. Am să încep cu subiectul pentru că săptămâna trecută, așa cum probabil aflat celebrul procuror Antonio Di Pietro, simbolul mișcării anticorupție, care a marcat lumea politică a Italiei. A fost prezent la București într-o conferință susținută în aula Magna Facultății de Drept din cadrul Universității București. Acesta conferința a avut loc vineri 23 octombrie. Printre cei care au asistat la conferința celebrului luptător anticorupție, s-a numărat și invitatul meu din această seară. Este vorba de domnul avocat Sergiu Bratu, decanul baroului de avocați. Giurgiu, bună seara, bine ați venit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru această invitație care mă onorează și în speranța că alături de dumneavoastră să
facem o prezentare foarte anunțită pentru publicul telespectator. În așa fel încât zicem că vom reuși să clarificăm anumite aspecte. Și să înțelegem venirea acestuia și ceea ce se întâmplă în România, pentru că de o bună perioadă de vreme asistăm la o accentuare, o exacerbare chiar a acestor acțiuni ale DNA-ului împotriva persoanelor corupte, împotriva la urmă rezultatul contează și dacă rezultatele se văd sau se vor vedea, asta ne interesează cel mai mult. Nu mai contează nimic ceea ce a fost înainte. Vă spun iar lumea dreptului în mod evident este poate mai prezent această realitate. De altfel și viața oamenilor. Chiar dacă în multe momente căutăm să ne ascundem de teama cunoașterii unor greșeli, realitatea asta să revenim la subiectul nostru, așa prezent acolo. Ați fost din obligație profesională, ca să spun așa, sau pur și simplu din curiozitate? Nu. Am fost invitat de către Facultății de Drept, profesorul Flavius Baias,
plecând într-un proiect de modelare a tinerilor generații de juriști, aplicând conceptul că în principal universitatea este cea care trebuie să modeleze caractere, fiind factor pentru că instruirea profesională în mod evident de la ea nu se face rabat. Însă caracterilor și implementarea unor concepte sănătoase în generațiile care urmează destinele juridice ale acestei țări. În mod evident, incertitudinea viitorului apasă și va apăsa extrem. Credeți că viitorii magistrați care erau prezenți în sală, presupun acolo, au înțeles mesajul, au găsit în acest fost procuror un model? În mod evident, el reprezintă un model. Problema care am perceput-o în mod direct cât de actual mai a fost sau mai este acest model pe care justițiarul Antonio Di Pietro a venit să îl prezinte societății românești. Și îi spun acest lucru pentru că din lumina practicianului dreptului pot să vă spun că la nivelul societății
societății românești în ultimii 10 ani, ca să mă refer prezentat în România o dezvoltare extrem de galopantă și o perfecționare care depășește cu mult modele și concepte pe care Antonio Di Pietro le-a prezentat, ele venind de la nivel anilor 90. Dacă îmi permiteți, acum vă întrerup, noi am evoluat foarte mult în privința asta mai repede decât în sens sau în general română corupția la nivel română este extrem de inventiv națională a evoluat. Și în ceea ce privește infracționalitatea, a demonstrat că are o receptivitate și o perfecționare a tehnicii infracționale extrem de pentru că el a devenit celebru la vremea sa în anii 90, tot datorită unor metode revoluționare la vremea aia. Da, iar metoda revoluționară a fost folosirea unui computer ca bază de date pentru gestionarea persoanelor cu potențial infracțional. Evident că la nivelul anilor 2015 și tinerii prezenți în sală au putut înțeleagă că există
implică niște deosebiri fundamentale. Dar în esență aspectele cele mai importante care eu spun că au rămas în memoria tinerilor prezenți se referă la ca un flagel extrem de nociv pentru societate, un fenomen care distruge tot ce pentru a canaliza mijloacele financiare spre servicii publice, spre sănătate, spre învățământ. Corupția decât să distorsioneze și să reducă acele canale financiare care în mod firesc ar trebui să ducă la îmbunătățirea de trai al populației. Aici este problema cea mai dureroasă și lucru care a lovit societatea românească într-o manieră extrem de dură. Care punându-ne ochelari de cal nu am dorit să-l recunoaștem și să-l vedem. Practic am făcut altceva decât ne-am furat căciul la și ne-am furat banii dintr-un buzunar în celălalt. Numai că celălalt buzunar în care s-au buzunarul societății, ce a fost buzunarul unor persoane particulare care de-a lungul timpului prin mijloace de
ajuns să exercite demnități publice. În expunerea sa, Di Pietro a făcut referire la situația din România, cumva. Da, a făcut referire și el a înțeles probabil ample cu decanul facultății de drept, precum și celelalte medii, că înainte de a ajunge la facultatea de drept au existat întâlniri atât în, cu ceea ce corpul magistraților, corpul procurorilor și automat discutăm cu o persoană care are o expertiză în domeniu și s-a putut upgrada, dacă pot să folosesc termen la nivelul cunoștințelor realității societății românești foarte repede. Am fost din acel care am susținut că DNA-ul ca instituție nu reprezintă un panaceu universal pentru societatea românească. Societatea românească avea nevoie și are nevoie, am demonstrat o imaturitate din punct de vedere o imaturitate atât de dureroasă încât până la urmă plecând de la conceptul că omul nu este altceva decât mal biped și cu limbaj articulat.
vezi na voastră că intrăm și supărăm pe cei care militează pentru drepturile omului. Am ajuns așa într-o situație încât de atâta dreptate nu mai vede, de atâta drepturi nu mai vede dreptatea. Până la urmă. Drepturile fundamentale și intangibile nu cred că mai putem discuta de constante care să ducă la concluzia că există o încălcare a drepturilor de la pace, există în toate societățile încălcări. Se întâlnesc și în Franța, și în Germania, și în Italia, și în Spania, și în Statele Unite, și în Canada. Însă acestea reprezintă excepțiile. Până la urmă, ponderea nu ajunge să fie determinant pentru un sistem. Însă o conduită constantă din partea tuturor forțelor politice care s-au succedat la guvernare în statul român, de a menține imoralitate din punct de vedere al conduitei nu a făcut bine cetățeanului de rând și întregii societăți. De la început. Din 90 s-a plecat. Niciună nu poate să reprezinte o scuză. Începuturile întotdeauna sunt stângace. Sunt erori inerente oricărui început.
lucrurile se schimbă și lovesc mai devreme sau mai târziu ca un bumerang. Iar societatea românească a fost lovită de acest bumerang și a fost lovită în de zile într-o manieră extrem de dureroasă. Rănile sunt departe de a fi încă identificate. Efectele le vor vedea inclusiv copiii noștri și nepoții noștri. O spun cu o reprezentare absolută a ceea ce susțin, pentru faptul că am purtând o discuție cu dumneavoastră înainte exemplul cel mai elocvent și cel mai dureros și care arată ceea ce s-a întâmplat la nivelul ANRP-ului, la faptul că am călcat în picioare memoria strămoși a persoanelor deportate din cadrele la Ter, Basarabia, Ținutul Herța, Bucovina, și deși puterile occidentale tratatul de pace de la Paris au despăgubit aceste persoane, au despăgubit statul român și acum spun un paradox și că foarte mulți vor căuta să aplice etichetări asupra ceea ce spun eu, dar lucrurile în esență așa au comunismul și-a bătut joc de acei bani. Statul comunist a avut grijă de acei bani la nivelul anilor 90 în investiția statului. Acele bani până
pentru statul comunist au fost intangibile. Nu s-a atins nimeni de ele. A venit o anumită guvernare în care banii s-au cărat cu sacul și cu bagajul. La NRP, care bani? Banii acordați prin tratatul de pace de la Paris. Banii pentru suferința familiilor care au plecat într-o căruță, lăsându-și toată agonisteala de generații. Asta am făcut. Am călcat în picioare tot. Niciun dram de moralitate, niciun dram de respect. Icoana supremă, banul și tupeu și nesimțirea acordată de deținerea unei de care au fost furați în maniera cea mai tâlhărească, cea mai josnică. Da. Cum ați caracteriza acum acțiunea DNA-ului? Este vreo asemănare între această campanie anticorupție din ca să spunem așa, și ceea ce se întâmplă în Italia? Este o asemănare, pentru că primul punct de plecare în a avut loc că acum vinerea trecută l-a reprezentat trucarea licitațiilor publice în ceea ce privește și
iată că a rezultat că sistemul românesc a perfecționat acest tehnică infracțională de trucare a licitațiilor publice în așa fel încât am depășit cu mult ceea ce la nivelul anilor 90 au constatat și au încercat și în prezent și în Italia există atitudini infracționale care generează fenomen de corupție. De fenomenul corupției. Doar că sunt societăți care îl controlează, au identificat acele surse care corupție, au selectat oameni care sunt predispuși mai puțin la accepta acest sau corupției. Di Pietro spunea că fenomenul corupției se aseamănă cu o căsnicie. Întotdeauna e nevoie de cel puțin care corupe și cel care acceptă să fie corupt. Slavă Domnului, societatea românească nu a dus lipsă de așa ceva. Da, acest fenomen al licitațiilor trucate a existat și a făcut foarte mult rău societății românești. Una din declarațiile sale a fost aceea că sunt avocați și practic această meserie, dar mi se pare foarte dificil.
la meseria de avocat. Pentru că spune, sunt avocat și practic ca această meserie așa pare, respect foarte mult profesia de avocat, este necesară și fundamentală într-un stat de drept, dar am întâlnit situații în care am fost abordat în calitate de avocat de niște nume atât de grele ale criminalității și ale mafiei încât nu puteam face față. A trecut dintr-o parte într-alta. Bine, trecând și prin statutul de politician. Ca să vorbim de acest personal. Genetică pe care o are fiecare om. Nu putem cere oamenilor să aibă o conduită constantă doar pentru că se circulă. Care noi îl avem despre derularea unor raporturi profesionale. Sunt oameni care rezistă în profesia de avocat. Sunt oameni care nu rezistă în de avocat. Profesia de avocat și dumneavoastră știți de-a lungul emisiunilor pe care le-am făcut împreună cu dumneavoastră și ați avut amabilitatea să mă invitați. Comunității incomparabile cu o comunitate a unui oraș precum Torino, Milano, Roma. De un oraș redus. Dar profesia de avocat este dificilă. Și relaționarea dintre avocat și client este problemă extrem de delicată care vă spun în mod cel mai sincer
este trecută în derizoriu și nu de foarte multe ori în exercitarea profesiei de avocat la de avocat nu au avut poate în anumite momente conduite pe care să nu facă ce este aceste profesii. Dar italian și german și francez. Această problemă a existat și există și la noi. Confundarea avocatului cu persoana care obiectul procedurilor judiciare din partea reprezentanților acestor instituții. Oamenii sunt mici cu orgolii. Și atunci când nu reușesc să-și așeze un puzzle pentru a ajunge la rezultatul, că tot vorbeam de finalitate și rezultatul care contează. Atunci se îndreaptă și consideră că inamicul public numărul 1 este cel care prin atribute oferite lege și nu de la sine putere exercită o profesie în sprijinul garantării drepturilor și libertăților fundamentale. Sunt oameni mărunți foarte mari. Sunt oameni care dintr-o lipsă de profesionalism preferă să trateze într-o ură exacerbată,
un anumit mod. Dar până la urmă, poate mult spun așa, acela este un criminal sau este un om corupt. Spun ei, pentru că ei asta văd și sunt acuzați la adresa lui. Vine avocatul și îl apără și spune să aperi un om care e vinovat. Dar nimeni nu se gândește la prezumția de nevinovăție. Și fiecare are dreptul. Pentru că de instanță judecător vinovat, el este socotit nevinovat. Ascultați-mă, lucrurile astea pleacă în primul rând la formarea mentalității cetățeanului de rând. Și traversează vom mai traversa o asemenea perioadă în care mentalitatea cetățeanului de rând a fost schilodită și deformată și populată și condusă într-o asemenea direcție încât nu se mai face o distinție firească a ceea ce prezumția de nevinovăție. Și aici o parte de vină că le convine sau nu au reprezentanța acestor instituții că o autoritate a statului care au preferat considerând că le este mai facilă exercitarea profesiilor circul mediat pe de altă parte.
care vii și prezinți un caz fără a avea, din punctul meu de vedere, fiind vorba de o anchetă în desfășurare, nici n-ai avea dreptul să faci acest lucru. Și atunci chiar și în discuție cazul judecătoarei din Oradea, care a fost târâtă cu cătușe și care după 9 ani de zile a fost achitată acelei femei nimeni și nimic nu i-a mai putut reda înapoi statutul profesional, viața, suferința. Să întâmple o stă de unul singur și nu este normal, nu este firesc și nu trebuie să se întâmple într-o societate. Nu mă interesează că sunt 50.000 de condamnări pe corect. Care o singură condamnare sau o singură achitare în acest sens există, este o palmă pe obrazul sistemului judiciar și așa ceva nu trebuie să existe. Aici este problema. Acceptăm dacă ni se prezintă la televizor o anumită situație. Pentru majoritatea deja o decizie de condamnare. Nici media nu se omoară ca ulterior să arate că până la urmă discutăm de o cu totul altă soluție. Poate că tocmai asta este intenția. De ce am adus discuția în această zonă? Pentru că intenția este pentru că există o pervertire la nivel a acestei societăți. Este cancerul cel mai dureros de care suferă poporul român în acest moment. Și de asta nu mai există acei piloni fundamentali.
formează o tânără generație. Nu mai există din punct de vedere moral acei parametri care să poată să modeleze caracterul unui mărunte să perpetuăm sisteme bolnăvicioase pentru ca fiul, fiica, nepotul, soția la un anumit dat să ajungă să primească un post, să primească niște beneficii financiare. Nu am dat doi bani pe ceea ce înseamnă ziua de mâine. Nu ne-am interesat proceduri de selecție. Nu ne-a interesat promovarea doar a persoanei care demonstrează aptitudini, cunoștințe pentru a putea desfășura și exercita o în cadrul acestor instituții. Eu am adus discuția în această zonă a prezumției de nevinovăție, pentru că însuși acest celeb procuror întrebat fiind și era o întrebare care sigur ar fi venit din sală. Despre faptul că România are un prim-ministru acuzat de fapte de corupție. Iar răspunsul a fost că orice politician trebuie să-și dea demisia în momentul în care asupra lui planează astfel de acuzații și că el însuși la un moment dat în calitate de
timp. Mergând în instanță să arate că nu e vinovat. Noi am discutat acest lucru. Deci iată că vine de acolo din zona asta un justițiar așa cum scrie acolo. Lucrurile sunt fundamental diferite. Îmi pare rău că o trebuie să spun și am spus-o întotdeauna. Într-o societate în care funcția acuzării este independentă de ceea ce înseamnă influența politicului, da, sunt perfect de acord, un politician este acuzat, gestul fundamental de onoare este să-și dea demisia. Dar atât timp cât eu conceptual prin conduita desfășurată în timp de către aceste instituții, nu am garanția unei juste legale și corecte acuzări, planând asupra actului acuzării serioase dubii de influență din punct de vedere politic. Îmi pare foarte rău modelul pe care îl promovează justițiarul Rudy Pietro. Nu are ce să caute și nu poate să fie pus și dat exemplu pentru societatea românească. Dosarul lui Ponta reprezintă un dosar extrem de sensibil, iar lucrurile sunt de parte de a fi clarificate din punct de vedere fundamental. Sunt interpretări trunchiate, date de oameni mici, cu orgolii mari.
spun în absolută cunoștință de cauză. Dacă lucrurile stăteau altfel decât o acuzare privind exercitarea profesiei de avocat, poate că eram îndreptățit să îmbrățișez un asemenea punct de vedere. Dar când știu foarte bine în ce a constat prestația profesională și ce îi permite legea din punctul de vedere al secției profesiei de avocat, îmi pare foarte rău. Nu-mi vine mie un procuror să-mi interpreteze legea privind exercitarea profesiei de avocat. Bun. S-a rezumat la a face o acuzare foarte bine. Judecătorul va lămuri dacă de punct de vedere al avocatul și-a făcut sau nu și-a exercitat profesia cum trebuie. El până aici a avut dreptul să se pronunțe. Că a făcut o greșit, urmează să vedem la urmă dacă a făcut-o. Și corect este că și dacă a făcut-o greșit să fie tras la răspundere și să nu-și mai permită niciodată niciun procuror în această țară să-și evită totuși luarea unor măsuri legale o legislație clară în privința răspunderii magistraților. N-ar mai ajunge 5 emisiuni dacă am început să discutăm acest lucru. La modul cel mai serios. Sunt conceptual probleme raportat la funcționalitatea unui sistem la individul care exercită acea profesie la frustrările pe care le acumulează, la temerile pe care le are. Lucrurile sunt... Dar legile nu le fac ei. Legile le fac tot politic. De ce nu au curajul să facă
clare în acest sens. Pentru că nu se dorește așa ceva, doamnă. În interesul tuturor. Al meu? Credeți că e din interesul meu? Nu al jucătorilor. Noi nu suntem jucători în jocul ăsta. Ați zis al tuturor. Când am zis tuturor, am zis de factorii care sunt implicați în acest joc. Acum vă înțeleg. Noi suntem într-o eu vreau să vă spun că eu ca cetățean și fără să știu fără studii de drept, să știu legile fără să decât mă rog acolo ce am nevoie să știu, mă rog, eu n-am înțeles și poate cineva îmi va explica dumneavoastră, cred că ați putea să-mi explicați. Eu am înțeles că în momentul în care un judecător când în momentul în care judecător dă o sentință și ea rămâne definitivă, eu trebuie să o accept. Suntem într-o societate care se pretinde o societate a unui stat de drept. Deci eu trebuie să o accept. Și asta este convine, nu-mi convine. Asta sunt regulile jocului. Da, sunt niște nu pot să respect. Deci eu trebuie să o accept. Așa hotărât judecătorul este ultima instanță și cum
veni o parte adversă și să spună mie nu convine cum. Ce sentință a dat și eu cer să se rejudece pentru că mie nu mi se pare corectă sentința care e definitivă. Doamne, pentru mine e definitivă. Lucrurile foarte nu, deci faceți-mă să înțeleg că s-ar putea mâine să fiu într-o astfel nu, de situație. Nu, un pic discutăm de că e extraordinare de atac care poate să fie de vedere procedural exercitate cu privire chiar și la o hotărâre definitivă, fie ea civilă sau penală. Deci trebuie făcut o distinție. Trecând de la o nemulțumire în plan personal și în plan subiectiv neacceptarea unei realități existente prin pronunțare, este un lucru exercitarea căilor extraordinare de atac împotriva unei asemenea sentințe cu o consecință care judecă acelei cauze este un lucru distinct procedural legal permis nu reprezintă absolut voastră și considerați și mi-ați explicat care este realitatea. Putem pune un semn egal cu acel caz celebru Rarinca? În ceea ce spuneți de unde de la nevinovăție a ajuns la condamnare cu suspendare? Ascult. Ce v-am spus eu dumneavoastră în această emisiune acum câteva luni? V-am spus
eu, Sergiu Brato, país do vostra câmara, vamos supor que da autorita e implicaria média a todos que s-a făcut prin ieșirea în spațiu public într-o manieră atât de violentă. Rarinca va sfârși prin a fi condamnată, că până la urmă i s-a făcut mai mult rău. Noi dacă luăm apărarea unui om acum și încercăm să-l apărăm, îi facem mai mult rău. Discutăm de oameni mici cu orgolii mari. Asemenea conduite în acești oameni mici și au pârghiile necesare, procedurale, au și cunoștințele juridice putea, dar asta am spus că nu pot să compar sistemul italian de justiție cu conceptele din viața statului democratic italian cu ceea ce se întâmplă în România. Pentru că noi încă trebuie să reașezăm din punct de vedere al mentalității construcției actului juridic din temelii foarte multe lucruri. Există o transparență a acuzării, să fim foarte serioși. La noi ușile parchetelor sunt întintite în nas. Păi, parchetele trebuie, la parchete trebuie să faci cereri cu 170 de luni înainte pentru a putea să consulți. Asta e deranjat. Niciun fel. Oricum, nu
o apreciere din acest punct de vedere din partea factorilor de conducere. Știu foarte bine ce vorbesc. După ce am putut să constat ce se întâmplă și la București, ce se întâmplă și la Giurgiu, și la Constanța, și la Craiova, pentru dumnealor nu este o problemă. Este o problemă pentru că nu relaționăm doar cu infractorii, iar opinia infractorilor nu ne interesează. Nu. Trebuie și de asta spun conceptual sunt absolut greșite. Dacă din punct de vedere al interpretării unei probleme de drept dialog interinstituțional între funcția apărării și funcția acuzării. Nu la forma scrisă la care s-a ajuns în acest moment prin adoptarea minunate coduri penale, codul penal și codul de procedură penală. Îmi pare foarte rău. Ele au fost gândite într-o anumită direcție, promovate în mod clar și rezultatul a fost ăla pe care și l-au dorit. Societatea va resimți acum este prematur. Dar societatea va resimți în timp că discutăm despre o siluire a funcției apărării. Da, vedeți, dumneavoastră, acum eu n-am de aceste coduri și cum trebuie să fie ele și cum ar fi bine să fie, că habar n-am, nu mă pricep. Dar tot această
te spune că n-ați văzut pe nimeni. N-am văzut pe nimeni. Că în mod constant Curtea Constituțională vine și pronunță decizii prin care constată neconstituționalitatea articolelor atât din codul de procedură penală cât și din penal. Ceva nu e în regulă în acest sistem. Lucrul acesta, dar după ce ele au fost adoptate. Dar nu, Curtea nu poate să facă înainte. Dar până la Curtea Constituției vorbim cu subiectul la nivelul comisiilor juridice din Parlamentul României. Există o influență a instituțiilor statului investite cu autoritate de coerciție care și-a spus cuvântul, doamnă. Sunt serviciile speciale care au care au impus o asemenea conduită. Da, și aștept să fiu tras la răspundere pentru ceea ce a spus în această seară. Dar lucrul așa au stat. S-a dorit eliminat nulităților pentru a nu mai putea fi invocate în codul de procedură penală decât restrictiv și să acoperite în procedura de cameră preliminară în așa fel încât funcția apărării rămâne blocată. Nu s-a exercitat apărarea cum trebuie în faza de urmărire penală la revedere numai ce să faci. Procedurile de citare au fost simplificate. Ei nu au căutat decât o celebritate bolnăvicioasă a actului de justiție penală. Asta a fost
chicului la vremea respectivă. Absolut. Momentul n-a fost ales sub nicio formă întâmplător. Aceste coduri au fost adoptate prin asumarea răspunderii de către guvern. Lui Damocles asupra capului. Care până la urmă tot a căzut. Așa cum nici domnii magistrați nu doresc să judece cu sabia lui Damocles asupra capului legea răspunderea magistratului. Așa s-a întâmplat. Deci, întâmplare nu există. Momentul promovării acestor coduri a fost foarte întărit și ales doctrinele unchiului Sam și al că în aceste coduri de trunchiate românește. Da. Pentru că discutăm de un caz în America, da, unde păstrarea dreptului la tăcere nu s-a face nicio acuzație în cazul unui accident cu o ucidere din culpă, pentru că la momentul când opriți în trafic persoanele din autoturism, uzează de dreptul la tăcere și nu fac niciun fel de declarație, organul de urmărire penală, poliția, parchetul, nu au putut niciodată să demonstreze care și ce persoană se află la volanul acelui autoturism. România nu există așa ceva, să fim serioși. Chiar dacă suma băuturile alcoolice, că nu te aflai tu la volan, că te oprește după 5 km și spune că ai fost văzut că ai trecut roșu. Nu are niciun fel de
relevanță. Ești. A sistemului și sistemul are grijă să facă justiție. Acolo unde trebuie, da. Știți despre pentru că ați adus discuția. România nu va ajunge niciodată ca societate, ca sistem juridic. La aceste concepte fundamentale. Există o pervertire care nu mai permite o întoarcere la o normalitate din acest punct de vedere. Dar la stadiul la care este societatea românească actuală, recunoscută, mâncată de corupție, la urmă este posibilă o astfel de acțiune cum s-a întâmplat în Italia în 90 cu, pe care a inițiat acest celebru procuror mâini curate în care să cadă capete de politicieni, de e posibil așa ceva în România la o acțiune de acel nivel. Nu, pentru că discutăm de coordonate temporale diferite, coordonate economice, și impactul asupra societății nu poate să fie același, pentru că discutăm de o societate civilă italiană, de o altă decât este societatea civilă română.
acestor oameni la nivelul anilor 2000-2005. Dinamica infracțională a tehnicilor de corupție în România a depășit cu mult nici ceea ce visau italienii în cele mai frumoase lor. Am demonstrat în acest domeniu că suntem extraordinar de inventivi și suferă servicii publice, sănătatea, învățământul, am furat și am lăsat să se fure bani. Din garantarea unei securități sociale pentru bătrânii acestei țări. Nu mă interesează pe mine acum că să fac 200 de mii de dosare. Pe mine mă interesează ca organele abilitate să nu mai permită să fură, să ajungă la așa ceva. Asta mă interesează. Că să fac 700 de mii de direct Ministerul Finanțelor de Recuperare a prejudiciilor nu se mai întorc ca acei bani. Asta este o gogomanie, o minciună. Sunt niște eforturi parametri statistici se poate ajunge la recuperarea unei anumite părți. Dar acei bani în totalitate niciodată nu se vor mai întoarce în societate. Să fie foarte clar. Cine vine și susține altceva, putem discuta cu
pescarilor să le pună la dispoziție o barcă și să plece la plimbare pe pădure. În societățile acestea civilizate de care vorbiți dumneavoastră, există prevenția, doamnă. Prevenție. Politicile prevenționale. Filtrele de selecție nu mai permite coruptibilului, nu mai permite unei persoane cu un psihic relativ labil să ajungă și să fie supus unei tentații, să cedeze acele tentații. Păi cine să facă asta, domnul? Acele instituții care consumă bani public și care au ca atribut fundamental supravegherea aplicării legii. Serviciile speciale. Păi, da, nu doar ca să intercepteze convorbirile pe care le intercepteze, sunt în dezvoltarea fenomenului infracțional. Pe mine mă interesează să fie acele selecții înainte și acea convorbire telefonică să nu mai ajungă să aibă loc. Pe mine asta mă interesează. Persoana care urmează să ajungă, cine este, ce este, poate să ajungă, nu poate să ajungă, este un stop, nu doar un stop din punct de vedere să influențeze. Dar atunci cum îmi explicați că apar astăzi, să spunem, 26 octombrie 2015 10 arestări pe acuzații asupra unor fapte care s-au întâmplat
asta cu 5-6 ani. Este un aspect destul de complex și cu privire la care evident că am o opinie subiectivă fiind și practician al dreptului. În regulă, nu este normal să se ajungă la așa ceva, dar acolo sunt magistrați adică, care să apropo de nu e problema mea. Toparea acestui aceste intenții infracționale, să spunem, adică nu pot să cred că omul a fost lăsat cu bună știință să fure atâția ani. Să-și desfășoare această infracțională, pentru că vorbim care îl prinzi, vorbim tot de pasivitate, vorbim tot de pasivitatea acestor instituții, doamnă. Vorbim tot de pasivitate, complicitatea există această complicitate morală din partea instituțiilor abilitate ale statului. Dacă s-a la perpetuarea unui fenomen infracțional în timp. Asta este adevărul. Adevărul doar dar e de natură să vindece. Minciuna nu face altceva decât să lase un frumos parfum care decât la somnul veșnic. Dar această complicitate, să spunem, a dus la a unor sume fabuloase
timidă, pentru că auzim acum sunt sume care depășesc orice imaginație. Și culmea tupeului că vorbeam și mai înainte de emisiune, dacă mie las când iau salariul îmi dă cu 10 lei mai puțin, eu văd că îmi lipsesc 10 lei da din pentru că fiecare pentru mine fiecare loc contează. Cum este posibil să afirm o afirmație pe care a făcut-o doamna Udrea că nu se aduce aminte bine dacă ai luat 8 sau 10 milioane de euro. Deci o diferență de 2 milioane neobservată. Da, pentru că erau banii de la NRP. Erau banii acelor amărâți și suferinți care au trebuit să plece cu o căruță. Dar noi unde am fost în perioada aia, domnul? Avocat. Unde au fost Elena instituțiile statului? Elena Udrea. Unde am fost noi societate civilă? Noi ce am făcut? Elena Udrea nu a ajuns acolo. Ea nu s-a născut într-o demnitate publică. Și nu e singură. Din întâmplarea picatia la... Cu toți cei care acolo. Da. Niciun fel de problemă. Dar inclusiv cu cea care trebuia să se aresteze probabil sau să se ocupe de șefa. Și acum aveți puzzle-ul în frumusețea nemerniciei lui maxime. S-a ajuns la o asemenea pervertire încât au fost cooptați inclusiv capii acestor instituții. Îmi pare foarte rău.
de la procurorul general și la toți procurorii din această țară. Bine pe părna lor. Nu este, există niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Dar este o palmă extrem de dureroasă peste pe obrazul acestei povestii. Nu trebuia să permită ca un asemenea om să ajungă într-o asemenea funcție. Îmi pare rău. Dar domnul procuror, fost procuror Antonio Di Pietro, ia despre lucrurile acestea, știa despre ce se întâmplă în țara în care el a venit să vorbească. Doamne, eu nu am purtat o discuție personală. Convins, așa cum a spus, discutând cu decanul, cu bias din medie, din mijloacele mass media, sunt fel convins, discutăm de un om al știe să-și ia informații. Sunt fără convins că știa, doamnă. Și în Italia au existat procurori corupți. Nu am inventat noi corupția să fie foarte clar. Minte foarte bine și el nu este singurul, a mai fost celebrul Giovanni Falcone, cel judecător care a fost asasinat la urmă de mafie. Ne aducem aminte de filmul Caracatița pe care îl urmăream ca pe un SF la vremea la care rula pe ecranele românești. Deci au avut de luptă. Și au cu siguranță și în prezent. Da, pentru că dinamica infracțională depășește legală a acestor activități. Există și păcatul ca
se radica un fenomen infracțional, s-a ajuns să faci niște excese regretabile și să mergi până acolo încât să formezi generații de juriști, de procurori într-o manieră incorrectă. Data lui de procuror cu vreun serviciu de informații italian sau străin în realizarea închetelor. Să-l credem? În diferența de timp, evident. Acum, sistemul lor de lucru interinstituțional, la modul sincer, vă spun că nu și mai așa aventura face niște aprecieri extrem de eronate. Raportul la societatea românească, lucrurile sunt foarte clare. Nu se poate face să-și desfășoare singur fără suportul logistic din partea acestor instituții de abilitate. Doar de la simplu premise că interceptările din punct de vedere tehnic în România sunt realizate cu suportul SRI-ului și STS-ului în baza nu permite așa ceva. O fi permis în Italia, nu e niciun fel de problemă. Faptul că la nivelul acestor servicii ar fi putut să existe elemente de corupție. Este clar că domnul Antonio Di Petro
mare și o independență exclusivă. Dacă ne luăm strict la ceea ce a fost declarațiile sub beneficiu de inventare, pentru că trecând peste funcția pedagogică, asemenea prezentări au și ele punctele pe care noi ca oameni maturi și practicieni trebuie să înțeleagă că din punct de vedere conceptual le este prezentat un model practic ca și viața le totdeauna în jurul unui model mai sunt și alte puncte de suspensie pe care nu le poți anticipa. Ceea ce mai ar putea fi ca o concluzie, dar n-aș fi vrut totuși să închei cu ea, dar n-am încotro. Același persoană a spus în interviu că la 23 de ani de la demararea anchetei sale în Italia nu s-a schimbat nimic. În opinia lui, corupția este un fenomen care există și va exista întotdeauna. Cred că lucrul ăsta l-a spus și eu, fără să-l citesc, pe domnul Antonio Di Pietro. Da! V-aș propune vreun stat își propune să elimine corupția. Este exact ceea ce spuneam de la început. A existat dintotdeauna și va exista, depinde de la ce nivel se ridică.
este permisă să se ridice până la urmă. Doamna, și care este paradoxul? De ce nu vine niciun reprezentant al statului, al regatului Suediei, al Finlandei să-mi țină conferințe despre fenomenul corupției. De ce? De ce? Pentru că fenomenul corupției, dacă real statele nordice este extraordinar de bine stopat și gestionat de către statului, fără tantam italian, fără nebunie românească, fără entuziasm franțuzesc. Nu fac altceva decât în liniște își pun ordine în propria curte și nu ies în Europa să spele rufele în public. Dar în același timp au înțeles și au eliminat toate acele pârghii care pot duce la există și la ei, însă discutăm de da. Un fenomen redus da. Și controlat. Asta este realitatea. Dar această dezvoltare a corupției a făcut ca ea să devină practic transfrontalier să extradă granițele internaționale. Nu există un control riguros al banului public pentru că banul public cel mai dulce, banul nemuncit este cel mai plăcut de cheltuit și de furat. Unde ai robinetele public foarte bine gestionate, nu vei găsi fenomen de
sunt filtre, cum sunt cluzele din Rotterdam, care nu sunt lăsate pe mâna omului, ci pe la atitudinea calculatorului, tocmai pentru că omul este supus greșelii. Și când se declanșează un anumit nivel de furtună, ele vin și sistemul te protejează. Creează un asemenea sistem. Pârghii de control ale sistemului nu lăsa controlul sistemului în mâinile omului. Pentru că omul și va fi coruptibil întotdeauna. De ce există separarea puterilor în stat? Nu? La nivel concept. Da. Teoretic. Teoretic, cel puțin stăm bine. La teorie nu ne întrece nimeni. Da. Când ajungem la practic, dacă ar fi să trageți o concluzie, între activitatea dumneavoastră, între ceea ce vedeți, ceea ce aflați, ceea ce ați ascultat la această conferință, care ar fi trage asupra acestui subiect. O singură concluzie și este extrem de dureroasă. Că pentru unor bătrâni care nu pot să beneficieze de un sistem de protecție cu
copii care nu pot să beneficieze de un sistem de învățământ corect, în care profesorii să fie retribuiți după valoarea și importanța funcției pedagogice pe care o exercită un sistem medical bolnav care nu poate să primească bani pentru a susține viața oamenilor prin tratamente corespunzătoare, a bolnavilor de cancer care nu pot să beneficieze de tratamente, pentru că tot ce bani, în loc să fie la dispoziția sociale corecte, ajung să fie plimbate cu porbagajul și cu plasele de către niște ca un om realist ce sunteți. Avem vreo șansă să îndreptăm cumva lucrurile astea. Sau măcar să se schimbe cât de cât. Deschimba sau schimbat? Îmi bine vorbesc. Nu rău. Bine, fenomenul infracțional este din punctul ăsta de vedere al corupției ce vedem în ultima vreme are un efect? Există un efect. Frica prin tot ceea ce se întâmplă, da, are un efect. Dacă este tocmai momentul cel mai bun în care să facem această
evaluare. Există un imperiu emoțional sub care ne aflăm și putem să apreciem în aceste lucrurile, trebuie să așezate și să care să ducă la stoparea acestor practici infracționale. Nu în 5 luni, nu într-un an, nu cu 5 dosare. Nu, lucrurile nu se fac așa. Am spus, important este prevenția. Până la urmă, degeaba fac 10.000 de arestări. Dacă nu fac nimic în a găsi cauza, degeaba caut să combat efectul. Dacă nu umblu la cauză și în România dorește identificarea cauzei, nu se face nimic pentru eradicarea fenomenului corupției, plecând de la generează corupție. Îmi pare foarte rău din punctul ăsta de vedere. Nu văd care e tot factorul politic. Nu văd remediere. Un rol important, pentru că până la urmă politicul gestionează banul public. Asta este. Avem ce să facem. Nu cred. Și face tele. Nu cred. Din păcate, totul se transformă într-o mascaradă cu iză nouă și în contextul balcanic. Vom vedea
Doamnă, spectaculoasă, te credeți? Spectaculoasă. Probabil că vor fi condamnări. Dar până la urmă, eu v-am spus, mine o condamnare nu mă încălzește cu nimic. Atâta timp cât acei bani nu mai ajung unde trebuie să ajungă și să facă bine societății. Eu vă spun, pe mine nu mă interesează. Și dacă stă 100 de ani în pușcărie, acela de în orfelinat acelui copil nu-i va fi mai bine bătrânului din azilul de bătrâni nu-i va fi mai bine bolnavului din spital fără medicament nu va fi mai bine. Elevul care nu are baza tehnică să poată să-și dezvolte atitudinile și să fie educat pentru viitor. Nu-i va fi mai bine, doamnă. Îi va fi mai bine celui care a instrumentat un dosar și își primește prima apă acel dosar. Haideți să vorbim cu cărțile pe față. Vorbim tot de furatul că și tot de interese mărunte ale unor oameni mici cu orgolii mari. Dacă asta este concluzia dumneavoastră așa pesimistă, trebuie să concluzia asta pesimistă. N-am venit aici ca să... până la urmă, pentru că ne îmbătăm cu apă rece dacă ne închipuim că lucrurile se vor schimba așa într-o zi gangrena nu se vindecă punem
Mulțumesc, dacă ne-ați urmărit, la revedere pe săptămâna viitoare, când vom avea o emisiune interesantă de data aceasta. Ne vom gândi, ne vom discuta despre cum ne vom încălzi la iarnă, cei care încă mai dragoste. Ar fi bine dacă ține de cald, dar nu ține din păcate nici de foame, nici